Bună ziua, dragilor! Ne bucurăm să vă vedem. Suntem live din nou astăzi, cum v-am obișnuit. Este o zi foarte, foarte importantă pentru membrii noștri care sunt și fani fotbal, pentru că alături de noi îl avem pe Sergiu Hanca, care, după cum vedem, este în drum spre Bulgaria, dar și-a făcut timp să se logheze cu noi și să ne spună câteva lucruri despre performanță și fototerapie. Bună, Sergiu! Ce faci? Cum ești? Îți mulțumim foarte mult! Bună, Alexandra! Cum să fiu? Sunt foarte bine, dar mereu pe drumuri, știți cum e un sport, mereu totul este dinamic și îmi pare bine că reușesc măcar așa, într-un sfârșit, să ne auzim și să vorbim despre această experiență cu plasturi. Ne bucurăm foarte mult și ne bucurăm că din ce în ce mai mulți sportivi încearcă și le văd valoarea, mai ales în fotbal, care este un sport foarte solicitant, atât fizic cât și emoțional, unde riscul de accidentare este foarte mare. Despre asta aș vrea să și vorbim. Știu că ai avut o accidentare de curând. Cum te pregătești? Cum previi accidentările? Cum te simți de fiecare dată când intri pe teren? Da, păi în primul rând cred că ar trebui să începem cum am descoperit acești plasturi. Am avut în octombrie o accidentare destul de, nu gravă, dar normală, unui sportiv de performanță la națională și am urmat procesul de recuperare cu cei de la club, însă nu prea am reveneam. Eu și soția mea suntem adepții terapiei Bowen. Iar nici cum, orice făceam, am fost la mulți doctori, am făcut terapii peste terapii, nu-mi reveneam nici cum. Până când terapeuta noastră, Alina Vasile din țară, ne-a recomandat acești plasturi. Mi-a spus, nu ai nimic de, eu chiar nu aveam nimic de pierdut atunci, pentru că nici mental nu eram foarte în regulă, că trecuse deja o perioadă și eu nu-mi reveneam și aveam încă dureri și fiind prima accidentare din viața mea, lucru, și terapeuta noastră, Alina Vasile, ne-a recomandat acești plasturi, ne-a spus încercați, sunt foarte buni, ne-a recomandat X39 atunci și am spus ok, vreau să-i încerc, trebuie să fac ceva ca să-mi revin cât mai repede. Vreau să zic că la început nu am crezut în ei, deci nu credeam, pentru că eram, cred că încercasem toate metodele și nu-mi reveneam. Însă după o săptămână am sunat-o și am spus, e incredibil, așa ceva nu am văzut. Am început să mă simt mult mai bine, am început să nu mai am dureri, am început să pot să mă antrenez normal și de atunci pur și simplu atât în viața mea, cât și viața soției, a copiilor, a familiei, prietenilor, rudelor, plasurii fac parte din viața noastră de zi cu zi, adică oriunde plecăm, nu plecăm fără plasturi. Pentru noi ce face parte din familia noastră acum. Știm că în afara țării sunt foarte folosiți plasturii. Chiar și David Beckham a fost surprins purtând plasturii pe vremea când era încă activ și juca fotbal. În afară de plasturii X39, ce plasturi preferați? Eu i-am descoperit în ianuarie. Și a fost interesant că odată la antrenament, după ce mi-am schimbat plasturii, am văzut la un coleg că avea și el plasturi. Și l-am întrebat, el fiind din Germania, și l-am întrebat, tu ai plasturi LifeWave? Și el a zis, da, de ce? Și zic, păi și eu am. Și a zis, wow, ce tare! Și l-am întrebat, dar de unde ai? Eram curios, pentru că noi luam din România. Pentru că ne-a fost recomandat de Alina Vasile. Iar el a zis, păi noi în Germania avem la echipă toți, adică primeau toți jucătorii din partea clubului și am zis, wow, incredibil, cât de tare, ceva, un lucru foarte profesionist care ajută sportivii de performanță care joacă, în cazul nostru, fotbal la nivel profesionist, să se recupereze după accidentări mai repede, să se refacă după efort, să scadă acidul lactic din organism, să aibă o putere mai mare, să fie mental mult mai bine, să doarmă mai bine. Deci sunt cunoscuți,
foarte, foarte mult. Noi cred că am auzit, cel puțin eu, am auzit prea târziu de acești plasturi. Cred că erau altele performanțele mele dacă auzeam mai devreme. Așa este, dar niciodată nu e prea târziu. Și cum mai cunoscuți. Nu este chiar, nu este prea târziu ei acum. Că despre cei mai plasturi pe care îi plac cel mai mult, sincer, eu îi folosesc zilnic, cel puțin X39, pentru că mă activează celulele stem din organism și mă refac foarte repede după efort, după o zi în care sunt epuizat. Folosesc foarte mult și carnozin și glutation înainte de meciuri cu câteva zile ca să prind forță și să fiu foarte bine, să am un echilibru în organism. Iar când am o lovitură, vreau să zic că Ice Wave-ul este incredibilă. Am avut o lovitură într-un meci, am fost călcat pe mână, am crezut că am mâna ruptă, era plină de sânge, era pur și simplu nu puteam îndoi mâna. Mi-am pus plasturi Ice Wave și până dimineață nu mai aveam nimic, nici măcar durere și nici un flătură, se retrăsese edema. Da, ne bucurăm foarte mult și mă bucur că aud că un club sportiv chiar se gândește la sportiv și a implementat această metodă și noi ne dorim să ajungem la nivelul ăsta pentru că, într-adevăr, este genul ăla de supliment și de metodă care chiar vine în întâmpinarea nevoilor sportivilor de performanță, pentru că, bineînțeles, se face cu foarte multe sacrificii și e foarte important, adică orice lucru care ajută face diferența acolo la vârf în performanța voastră și în sănătatea voastră de zi cu zi. Ce ai putea să recomand sportivilor care își doresc să încerce și încă nu sunt hotărâți, pentru că este clar că în afara țării sunt oarecum un mod de viață, la noi nu sunt încă foarte, foarte cunoscuți și chiar îți mulțumesc că ești un pionier pentru toți colegii tăi din sportul de performanță în România și că ai fost deschis și că i-ai încercat. Îi mulțumim și Alinei Vasile că ți-a recomandat. Ce ai putea să le spui sportivilor de performanță despre ei și, bineînțeles, sportivilor amatori care ne urmăresc? Fotbalul este cel mai popular sport din lume. Eu personal susțin acești plasturi și îi recomand tuturor prietenilor sportivi care activează atât în România cât și în străinătate. Și din punctul meu de vedere trebuie să facă parte din viața oricărui sportiv de performanță. Acești plasturi cu adevărat au fost testați pe mine și eu sunt deschis la multe lucruri, chiar te ajută și cresc performanța sportivă. Eu cred că orice sportiv de performanță care își dorește să ajungă la un nivel înalt, să rămână constant, să aibă rezultate bune și să aibă performanțe incredibile, trebuie să facă lucrurile într-un mod foarte profesionist. Iar acești plasturi, eu cred că trebuie să facă parte din planul oricărui sportiv de performanță pentru a fi un profesionist desăvârșit. Așa este, Sergiu, îți mulțumim foarte mult că ți-ai făcut timp să ne povestești experiența ta. Îți dorim mult succes în Bulgaria, mult succes în viitoarele meciuri, să fie și eu vă mulțumesc și îți mulțumim pentru... Și vă mulțumesc frumos, la fel, și vă doresc și eu să faceți acești plasteri cât mai cunoscuți și cât mai multă lume se folosească, pentru că chiar fac minuni. Ne bucurăm foarte mult să auzim asta. Drum bun îți dorim și sper să auzim numai de bine despre meciurile tale și îți dorim mult, mult succes și îți ținem pumnii. O zi frumoasă! Vă mulțumesc, doamne, pe toți. La fel, o zi frumoasă! La revedere!